Că ați deschis o nouă țară. Salut! Da, am început cu un... Vrem să deschidem o lume și am început cu un oraș. Se numește Orașul Minunilor și vrem să includem, nu știu, toți oamenii care fac parte din aceeași lume cu noi și să încercăm să îi găsim. Avem deja peste vreo 10.000 de oameni care virtual s-au înscris în acest oraș, fără să știe că există o comunitate lansată de noi. Și pe lângă cei care mai sunt câteva sute de mii de fani pe Facebook, încercăm să lansăm această lume. Și Orașul Ok. Minunilor este capitala ei. Acum 2 luni aproximativ ați început să construiți Orașul Minunilor. Da. Bănuiesc că o să vă extindeți mai multe orașe, capitala Abia rămâne. acum începem. Abia acum începem. Este o idee pe care am avut-o din aprilie. Cât am trebuit să o ținem, să o punem pe picioare, în așa fel încât să începem acum 2 luni și abia acum încep să vadă efectele și să ducem și mai departe, pentru că sunt atât de multe idei încât nici nu știm de unde să le apucăm și cum să le terminăm până în ziua concertului. Ideea e că concertul nostru este pe 3 octombrie, dar vrem ca această comunitate să existe și după acest concert, ca să nu fie doar un oraș pe care vrem să-l inventăm doar pentru a promova un concert, ci e mai mult un concept. Și am văzut că există foarte multă lume care se regăsește cumva în principiile pe care noi le-am propus acolo. Și văd oameni pe stradă, am prieteni care simt și ei la fel, nici ei nu știau că este campania noastră și asta ne-a bucurat foarte tare. În orașul ăsta al minunilor, luna trecută i-ai turnat apă gheață în cap colegului nostru George Da. Zafiu. Ce alte nebunii mai faceți? Vă opriți aici? Ați făcut niște fapte bune în cadrul campaniei voastre de Da. promovare. Nimeni nu știa cine este, pentru că a fost sub anonimat total, cum ați spus Da, voi. am încercat să păstrăm ideea asta, tocmai pentru a nu încerca nu știu, să vindem ideea în spatele unui brand, să zicem că uite, ne facem chestia asta, ei, ce mișto, faceți și voi ca noi. Nu, tocmai să înțeleagă lumea că și oricine poate să facă o faptă bună, chit că rămâne anonim, chit că nu. Am fost să donăm sânge, pentru că este o mare problemă în acest caz și am dat premii 50 de bilete celor care ne aduc o dovadă că au fost și să doneze. Încercăm, nu neapărat umanitatea, dar socială, încercăm să învățăm artiștii și organizatorii de concerte să nu mai folosească afișul stradal. Și atunci noi tot acest concert este promovat fără niciun afiș, doar prin outdoor, legal, totul doar în spații legale, astfel încât să nu mai murdărim pereții orașului. Mai ales că vine o campanie electorală care va face o mizerie și pe stradă și în capul nostru. Și atunci încercăm să obișnuim lumea să intrăm cumva în rândul celor care, a orașelor care își promovează spectacolul și oamenii știu că să vină la spectacol, pentru că sunt fanii acelor cântăreți sau acelor teatre sau spectacolele la care vor să meargă. Da, chiar ați avut un clip foarte interesant și vedeți link-ul aici, în partea de jos, prin care îndemnați pe oameni să-și cumpere din timp bilete Exact. la spectacole. Chiar cum i-ați convins pe toți acei oameni? Le-ați spus despre ce e vorba în campanie? Am Nu, văzut actori, am văzut artiști, da, te-am nici văzut și pe tine. Da, păi noi când i-am chemat să filmeze pentru acest spot, le-am spus că este, în primul rând, este o problemă a tuturor. Și că ești cântăreț, că ești actor, că ești regizor, că ești producător de spectacol sau că ești director de teatru, toți avem aceeași problemă. Lumea cumpără volumul cel mai mare de bilete în penultima zi sau în ultima zi. Și asta te încurcă, pentru că nu știi să-ți faci calcule de bilete, câte bilete vinzi, câte ai Mai tai vândut. din artificii. Da, nu mai știi cum să faci, cât să mai inviți, cât să mai întinzi spațiu pentru public. Și atunci, plus că sunt spectacole sunt artiști mari care vin din străinătate, care ei trebuie plătiți cu foarte mult timp înainte. Și atunci, dacă un organizator de aici îl plătește și după aia rămâne cu bugetul gol pentru că nu vine lumea la spectacol doar în ultima zi, la anul nu o să mai vedem niște nume atât de mari, pentru că nu o să mai aibă încredere cei de aici, promotorii români, să mai aducă artiști străini pentru că nu știu dacă vând biletele. E un lanț de întâmplări care la un moment dat o să își facă efectul în viața noastră culturală. Și atunci este și problema noastră, pentru că și noi am întâmpinat asta cu 2 zile înainte de Bine, spectacol, lăsați, primim. voi sunteți sold out. Da, nu, e un concept, știi, cu care foarte multe lume s-au obișnuit. Cu 2 zile înainte, sau cu 3 zile, chiar și cu o zi, începe să sune telefoane. Hei, mai am bilet, cu atât mai mult cu cât e sold out, pentru că dacă un spectacol este sold out, stârnește și mai mult interesul. Bun, înseamnă că e mare șmecherie ce se întâmplă acolo și trebuie să fii și eu acolo. Și foarte multe spectacole devin un eveniment monden. Și lumea vine din curiozitate. Și atunci noi îndemnăm pe cei care chiar vor să meargă la spectacol pentru artistul ăla sau pentru spectacolul ăla să-și cumpere bilet mai din timp. Și am făcut acolo paralela cu
cum îți faci planul când pleci în vacanță. Îți cumperi din timp toate biletele, tocmai ca să fii și mai ieftin să-ți alegi locurile cele mai bune și să fii liniștit că tu ajungi acolo. Ok, cei care vor să înțeleagă despre ce vorbim au aici linkul și pot să dea click. Am vorbit despre ceea ce a fost, zine ce va fi în octombrie. 3 octombrie, Sala Polivalentă, Vancă, în orașul Minunilor. Este un spectacol care... Cine vine în afară de voi pe scenă? O să fie niște personaje pe care apar în povestea pe care am scris-o special pentru acest concert. Este un bazm pe care l-am scris, e un bazm fantastic și pleacă cumva de la povestea Alice în Țara Minunilor, deși analogie din... Cine va fi nebunul? Cine e pălărierul? Păi toți pe rând. Toți pe rând trecem prin toate personajele, dar o să apară niște personaje, nu știu dacă neapărat pe scenă, nu vreau să spun asta. În premieră cred că este un spectacol de trupă rock care este inspirat după o poveste scrisă special pentru acest spectacol. Încercăm o premieră mondială în materie de proiecții video, încercăm ceva ce n-am mai văzut pe nicăieri. Și am căutat tocmai ca să nu spunem cuvinte mari și cred că este primul concert românesc, nu străin, care va avea sunet surround, pentru că tot va fi foarte cinematic și atunci trebuie să oferim... Interesant. Hai să ne uităm acolo la cei care ne urmăresc în acest moment și să le spui un motiv în plus față de cele pe care le-ai spus până acum, pentru care să-și ia bilet din timp la concertul Vanc în orașul Minunilor. Povestea este în așa fel scrisă încât după acest concert vei fi un om mai bun.